Iubită biserică, îngăduiți-mi, vă rog, să fac câteva anunțuri înainte de cuvântul de predică. Salutăm în mijlocul nostru pe toți cei care sunt musafirii Bisericii Betania. Salutăm în mijlocul nostru și familia Varga, sora Nina și fratele Gabriel, familie care a fost member la Betania, mutată în North Carolina. Fiți bineveniți între noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prima noastră adunare, prin Harul Domnului, va fi duminică de dimineață. Mâine seara avem întâlnire cu adolescenții de la 6:30 și mă adresez părinților și adolescenților. De la 7:30 la 9:30 avem întâlnire cu tinerii. Predica se numește Temperament și Caracter. Duminică dimineața ne rugăm Domnului pentru fratele Luca. După amiază, cuvântul de predică se numește Omul care a început bine și a sfârșit rău. Rugați-vă pentru predică și rugați-vă pentru mine. De asemenea, la programul de seară vrem să ne rugăm pentru o altă categorie de oameni din biserică. Vrem să ne rugăm pentru studenții de la Eclesia. Sunt 15 persoane din Biserica Betania care s-au dedicat să studieze Scriptura, să studieze teologia pentru mulți ani aici și ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei. Vrem să-i dedicăm Domnului pentru această lucrare. Pentru noi este foarte important viitorul acestei biserici. De aceea încercăm să ne gândim la bărbați și femei care vor continua să slujească Domnului atunci când noi vom îmbătrâni sau vom merge acasă la Domnul. Noi credem în puterea rugăciunii. Noi nu ne este rușine să ne rugăm pentru copiii noștri și pentru frați și pentru surori. De aceea vă invit să aveți mai mult interes pentru asta, frați și surori. Vă invit să aveți mai mult interes pentru asta, să aveți mai multă pasiune pentru rugăciune și în mod special pentru dedicarea prin rugăciune. Scriptura ne învață să facem asta. Luni seara de la 6 avem cateheză, botezul în apă se apropie, este în ianuarie 11. Vom avea un moment special și vom avea evangelizare atunci, vineri seara vom avea evangelizare specială numai pentru tineri. Sâmbătă seara și duminică seara vom avea evangelizare pentru oameni și duminică dimineața va fi o sărbătoare a bisericii. Marți avem seară de rugăciune și miercuri va fi ultimul program din anul 2003. Va începe la ora 7. Și vă invităm pe toți cei care sunteți aici, alături de prietenii și familiile dumneavoastră, să fiți alături de noi și să ne închinăm Domnului în acest solemn și minunat program, ultimul din anul 2003. Cine are mărturii speciale, care dovedesc puterea lui Dumnezeu manifestată prin vindecare sau altceva, petrecute în anul 2003, îl rog să mă contacteze, pentru ca să facem de cunoscut bisericii harul acesta al lui Dumnezeu. Să spunem copiilor noștri că în 2003 Domnul a lucrat la Betania. Și să ne îmbărbătăm, pentru că Dumnezeu nu a îmbătrânit și nu a murit și este la fel de real și de puternic ca la începutul bisericii primare. Dar pentru aceasta trebuie să facem publică minunile Domnului. Lăsați-mă să știu și să spunem împreună despre harul lui Dumnezeu. În 21 luna aceasta s-a încheiat campania noastră de refacere a evidențelor în ceea ce privește calitatea de membru. Dacă ați mai rămas careva dintre dumneavoastră în urmă, folosiți prilejul până la ultima zi a acestui an, pentru că începând cu ianuarie 1, anul 2004, vrem să facem pasul numărul 2 în viziunea noastră și vă rugăm să fiți alături de noi și vă mulțumim. Știm că în față ne stă un viitor minunat cu Iisus Hristos, un viitor cu familiile noastre și cu copiii noștri și de aceea vrem să fim pregătiți ca Duhul Sfânt să ne folosească și să lucreze prin noi. Știm că între noi Dumnezeu va folosi proroci și între noi Dumnezeu va folosi predicatori și păstori și ușieri și oameni de toate felurile pentru ca să-și desăvârșească lucrarea începută aici. Și Dumnezeu nu se va opri și va merge mai departe și va merge din slavă în slavă și din putere în putere. Și noi vom fi oamenii cu care Dumnezeu va scrie istoria la Betania și suntem pregătiți pentru asta. Suntem pregătiți să ne smerim, să ne pocăim și să spunem, Doamne, noi ne facem mici, dar Tu fă-te mare și lucrarea Ta proslăvește-o, Doamne, și sprijinește-o cu semne și cu minuni și manifestă-ți puterea la Betania și sfințește-ne și pregătește-ne, Doamne, pentru împărăția Ta. Amin? Amen. Slavă Domnului! Frați și surori, vă cer toată atenția acum și toată liniștea de care sunteți în stare. Nu înainte de a vă mulțumi încă o dată că sunteți aici. Evitați deplasările și a vorbi, a râde sau a face altceva ce o să distragă atenția mea sau a celor care stau lângă dumneavoastră și ascultă cuvântul Domnului. Haideți să dedicăm timpul acesta de liniște solemnă pentru Iisus Hristos și pentru oamenii care și-au lăsat lucrurile acasă și au venit aici cu pasiune să asculte cuvântul Domnului. Mă rog ca acest cuvânt al Domnului să aducă speranță, mângâiere și vindecare în viețile dumneavoastră, să vă lumineze viitorul și familia și copiii dumneavoastră să fie binecuvântați de cuvântul lui Iisus Hristos. În seara aceasta, așa cum v-am promis, cuvântul Domnului se numește Nașterea Mântuitorului.
nașterea Mântuitorului. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este o minune dumnezeiască care schimbă destinul omenirii. Dumnezeu Fiul exista din totdeauna alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, dar pentru o vreme a luat trup de om și a venit prin întrupare pe planeta Pământ pentru o misiune specială. Când vorbim despre minunea întrupării, în mintea noastră se ridică multe întrebări. Înainte să învățăm împreună răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările acestea care se ridică în mintea noastră, permiteți-mi să vă ofer câteva considerații orientative. 1. Venirea Mântuitorului Iisus Hristos prin întrupare în lumea noastră, limitată și finită, din cerul său nelimitat și infinit, depășește cu mult capacitatea și orizontul nostru de înțelegere. Însă ne mângâiem cu gândul că înțelegem suficient pentru ca să-L urmăm pe Iisus Hristos. Chiar dacă nu putem înțelege tot ce s-a întâmplat cu privire la minunea întrupării, înțelegem suficient ca să fim în stare să-L urmăm pe Domnul. 2. Când vorbim despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, singura sursă de informație, de încredere, suficientă și sigură, rămâne Biblia. Când vorbim despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, singura sursă de a ne informa, sigur, este Biblia. Și în această seară ea este deschisă și cu modestie și cu rugăciunea, Doamne, luminează-ne să o înțelegem, citim din ea. A treia și ultima considerație orientativă. Când vorbim despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, despre lumea spirituală în general, nu avem dovezi materiale pe care le dorim. Și singura cale de a înțelege este, în primul rând, să acceptăm ce spune Dumnezeu în Biblie, ca fiind adevărat. Să ne bazăm pe informațiile și promisiunile făcute de Dumnezeu prin Biblie, ca fiind adevărate. Și să fim siguri că Dumnezeu este cinstit și este în stare să ne comunice adevărul prin Biblie și mai apoi să-L împlinească în viața noastră. Întrebări care se nasc pe marginea întrupării Mântuitorului Iisus Hristos în lumea noastră. 1. De ce a fost nevoie să se întrupeze Mântuitorul Iisus Hristos pe planeta Pământ? De ce a fost nevoie să se întrupeze Mântuitorul Iisus Hristos pe planeta Pământ? Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat pe planeta Pământ ca să ofere omului păcătos oportunitatea alegerii mântuirii. Ca să ofere omului păcătos oportunitatea alegerii mântuirii pe care el a venit să o realizeze. Dumnezeu l-a făcut pe om sfânt, ca pe sine, și l-a pus într-o relație spirituală cu el. Omul însă, instigat, adică pus la cale de diavolul, l-a trădat pe Dumnezeu prin păcatul neascultării. Și în felul acesta și-a pierdut pentru întotdeauna oportunitatea relației spirituale cu Dumnezeu. Consecința păcatului omenesc a fost dramatică. În primul rând, mediul înconjurător devine ostil, neprietenos și agresiv, neprielnic pentru existența umană și pentru viața pe tera. În al doilea rând, omul experimentează boala, îmbătrânirea, durerea, trădarea și în final moartea. În al treilea rând, despărțirea de Dumnezeu continuă și după moartea fizică, în existența infinită și eternă, în iad, ca o consecință normală a justiției divine, ca o consecință normală a păcătoșeniei omului. În această situație, Dumnezeu Fiul, din iubire, în calitate de mântuitor, vine în lumea noastră cu o misiune specială, să ridice omul căzut. El a venit în lumea noastră cu o misiune specială și calitatea pe care a avut-o a fost de mântuitor. El nu a venit cu calitate de judecător, va veni cu calitate de judecător mai târziu, dar acum a venit cu calitatea de mântuitor. De aceea el nu pedepsește pe nimeni,
nu pedepsește prostituatele, nu pedepsește pe cei care își permit tot felul de păcate și de destrăbălări. Dumnezeu nu îi pedepsește pe cei care îl ofensează pe Dumnezeu și ai impresia că chiar dacă faci bine, chiar dacă faci rău, tot bine e. Nu li se întâmplă nimic, nici homosexualilor. Și Dumnezeu îi lasă în pace ca și cum ei fac bine. Și Dumnezeu nu îi pedepsește. Și le merge și lor bine și se îmbogățesc. Și te uiți la ei și te întrebi de ce permite Dumnezeu asta. Ascultați răspunsul. Dumnezeu permite pentru că Iisus Hristos a venit doar cu calitatea de mântuitor. Cu calitatea de judecător va veni în viitor. Și până atunci omului îi este permis să facă ce vrea, ori rău, ori bine. Dar responsabilitatea răului pe care îl face îl va ajunge, îl va urma și se va manifesta prin mânia lui Dumnezeu peste el în iad. Vreau să subliniez încă o dată, calitatea cu care Hristos s-a întrupat pe planeta Pământ a fost de mântuitor. El a venit să ierte, el a venit să ofere o perioadă de grație divină, o perioadă de luminare a minții, o perioadă de invitație la mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea lui este suficientă și a pus-o la îndemâna oamenilor, dar este eficientă doar pentru cei care o acceptă. De aceea încă Hristos nu pedepsește pe nimeni. El a venit să ierte deocamdată. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, cuvântul Domnului spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a oferit pe singurul său Fiu Iisus Hristos, pentru ca orice muritor, indiferent de statutul lui de păcătoșenie, care crede și îl acceptă, să nu mai moară, să nu mai meargă în iad, să nu mai primească peste el consecința propriilor păcate, adică mânia lui Dumnezeu, ci să fie mântuit. Glorie Mântuitorului Iisus Hristos! El a venit în lumea noastră să ne ridice, să ne ofere din nou condiția pe care am pierdut-o prin păcat și să ne reabiliteze înaintea lui Dumnezeu, oferindu-ne statutul și poziția de fii și de fiice. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10. Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. El a venit ca să ne acopere de mânia lui Dumnezeu. A venit ca să ne ascundă de mânia lui Dumnezeu și să ne ofere mântuirea. Dar dacă noi nu o primim, atunci mântuirea lui Dumnezeu este pierdută de noi. Ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a făcut în calitate de mântuitor nu iartă automat păcatele noastre. Vă rog frumos, concentrați-vă cât puteți de mult acum și încercați să înțelegeți ce urmează să vă spun, pentru că este absolut fundamental. Lucrarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face astăzi pe pământ pentru mântuirea oamenilor nu mântuiește automat oamenii, ci doar oferă oportunitatea ca aceștia să-și însușească mântuirea. Un exemplu din lumea cotidiană. Mâncarea pe care o gătește soția mea acasă nu mă satură pe mine automat dacă eu nu o mănânc. Simplu fapt că ea o gătește, o pregătește, mi-o pune la dispoziție, nu mă satură pe mine în mod automat. Ci după ce ea a pregătit mâncarea, eu personal trebuie să o înghit. Și după ce o înghit, mâncarea aceasta mă satură. Faptul că Iisus Hristos a pregătit mântuirea, asta nu înseamnă că oamenii sunt mântuiți automat. Nu! Asta înseamnă că doar El a pregătit-o. Dar oamenii personal trebuie să ia mântuirea și să o introducă în viața lor prin credință și prin pocăință. Pocăință însemnând atitudinea de căință, de regret, de părere de rău, care însoțește trecutul nostru păcătos, spunând: Doamne, îmi pare rău pentru păcatele mele. N-am avut atunci mai multă minte, dar am acum și mă căiesc. Țineți minte, doamnelor și domnilor, mântuirea oferită de întrupatul Mântuitor Iisus Hristos pe planeta Pământ nu mântuiește automat. El își face doar partea lui de mântuitor, oferind oportunitatea pe care dumneata o accepți sau o respingi. Și ești responsabil de ceea ce faci. Accepți mântuirea, vei deveni mântuit. Respingi mântuirea, vei rămâne respins de la fața lui Dumnezeu, păstrând calitatea de păcătos. Și peste păcătoși va veni mânia lui Dumnezeu. În seara aceasta te invit. Întreabă-te, cum reacționezi la invitația mântuirii pregătite de Iisus Hristos? O accepți sau o respingi? Religia dumitale nu-i suficientă.
Faptele dumitale bune nu sunt suficiente. Ai nevoie de un mântuitor. Numai El te poate acoperi. Numai El te poate proteja. Ai nevoie de El. Ai o nevoie disperată de El. Și în această seară El este aici și El a pregătit mântuirea. Dar asta nu îți vine automat, ci trebuie să o accepți personal. Trebuie să o introduci în viața dumitale în mod conștient. Și ești responsabil de cum reacționezi față de mântuirea Domnului, acceptând-o sau refuzând-o. A doua întrebare legată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. De ce s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos în vremea aceea și nu în altă vreme, mai înainte sau mai târziu? De ce s-a întrupat neapărat atunci? În primul rând, pentru că atunci a fost momentul potrivit. Atunci a ajuns agenda lui Dumnezeu la zi. Galateni 4:4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, la împlinirea vremii. După agenda lui Dumnezeu, atunci s-a împlinit momentul, atunci s-a împlinit vremea. Efeseni capitolul 1, versetele 9 și 10. După planul lui Dumnezeu, pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremii. N-a fost un accident, n-a fost o întâmplare, n-a fost o serie de circumstanțe care au condus la, ci a fost împlinirea vremii după agenda lui Dumnezeu, la secundă. Atunci a programat Dumnezeu toate lucrurile, 1 Petru 1:20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat, a fost prezentat la sfârșitul veacurilor pentru noi. Atunci a fost sfârșitul veacurilor pentru noi. Atunci a fost împlinirea vremii. Evrei 1:2. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu a vorbit prin Fiul pe care l-a trimis prin întruparea, prin Fecioară, ca să devină ca noi, între noi, pentru ca pe noi să ne facă ca pe El, ca pe Dumnezeu. În al doilea rând, Hristos a întrupat atunci și neapărat atunci pentru ca să aducă împărăția lui Dumnezeu între noi, o împărăție care nu exista, o împărăție de care aveam nevoie. Marcu 1:15. S-a împlinit vremea! Asta a spus-o Ioan Botezătorul, asta a spus-o Iisus Hristos Domnul. S-a împlinit vremea! Fiți atenți! Este momentul oportun! Pocăiți-vă! Pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape! Fiți atenți, împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Folosiți momentul acesta prielnic. Prindeți șansa aceasta. Împărăția lui Dumnezeu acum este aproape de voi. Nu pierdeți șansa aceasta, că ea se îndepărtează. Fiți atenți acum, s-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Dați năvală, grăbiți-vă, puneți mâna pe ea. Prindeți prilejul acum, până nu se epuizează șansa. În al treilea rând, ca să învățăm din această experiență, de aceea neapărat atunci Dumnezeu a organizat întruparea lui Iisus Hristos. Ce anume să învățăm? Să învățăm că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni o vreme în absența sa, pentru ca aceștia să conștientizeze nevoia de Dumnezeu, dar și groaza de răul în care trăiau, de păcatul în care trăiau. În al doilea rând, Dumnezeu a oferit un timp suficient omului ca să se convingă că nu se poate mântui singur. L-a lăsat Dumnezeu pe om 4.000 de ani singur ca să încerce să se mântuiască, să-și pună în valoare calitățile, să facă fapte bune suficiente, să devină moral, atât de moral încât să satisfacă sfințenia lui Dumnezeu. Dar omul n-a reușit. Omul s-a dus din păcat în păcat, a devenit mai dependent de păcat, a devenit mai robit de păcat, mai robit de propriile păcate, de propriile simțuri. Și atunci când omul s-a lămurit singur, s-a convins singur că nu se poate mântui, atunci când Dumnezeu a înțeles că lecția este suficientă pentru om, atunci Dumnezeu vine din afară și îl ajută pe om. Glorie Domnului și slavă Domnului! Apoi, l-a lăsat Dumnezeu singur pe om o vreme ca să vadă consecințele alegerii lui. Când l-a ales pe diavol în grădină și neascultarea, Dumnezeu l-a lăsat în absența sa pe om. L-a scos din prezența sa. Și l-a lăsat singur ca să vadă cât de dureros e să fii singur. Să vadă consecința propriilor păcate. Să se convingă de însingurarea pe care a ales-o. Să sufere datorită acestei singurătăți.
Dumnezeu l-a lăsat o vreme pe om singur să vadă că atunci când alege păcatul, consecințele sunt dureroase, sunt încărcate de durere și de lacrimi. Și lecția aceasta a prins bine omului, pentru că el și-a dat seama că diavolul care i-a șoptit în grădina Edenului să facă așa, de fapt era dușmanul lui, dar era îmbrăcat frumos și i-a vorbit frumos. Însă adevăratul prieten este Dumnezeu, nu diavolul. Mai mult de atât, Dumnezeu și-a luat suficient timp ca să organizeze în timpul planetei Pământ planul mântuirii pe care l-a prezentat prin Hristos. Dumnezeu s-a așezat în timp ca noi, pentru că El trăiește în afara timpului, dar s-a introdus în timpul nostru, în anii noștri, în lunile noastre, și a ținut cont de maniera de desfășurare a timpului și și-a luat timpul necesar pentru ca să organizeze un popor mesianic, pentru ca să organizeze o limbă universală, pentru ca să organizeze un cadru geografic suficient, pentru ca să organizeze întruparea lui Mesia în lumea noastră. Și când totul a fost organizat de Dumnezeu, timp în care noi ne vedeam de problemele noastre, trăiam nepăsători, în timpul acesta Dumnezeu lucra singur, își organiza mântuirea și își implementa planul de mântuire. Și când a venit vremea potrivită, Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a spus timpului: oprește-te! Și în momentul acela, prin Fecioară, în lumea noastră, s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos să pună capăt durerii din viața oamenilor, singurătății acestora, să ierte și să-i vindece, să-i aducă din nou în interiorul împărăției, unde există siguranță, unde există liniște și confort, unde există fericire și satisfacție. Acolo unde iubirea lui Dumnezeu împlinește nevoile omului pierdut și însingurat în afara împărăției. Un om care trăiește acum în afara împărăției, robit de propriile păcate și de propriile idealuri. Un om care și-a construit singur legi, legi care l-au nefericit, care s-au întors împotriva lui. Priviți societatea aceasta care are de toate, dar nu are raiul, nu-l are pe Dumnezeu, nu are Biblia, nu are neprihănirea și într-o zi vor merge în iad, așa plin de bani cum sunt. Dumnezeu astăzi, prin Hristos cel întrupat, încă îi mai invită să vină în interiorul împărăției, prin ușa care este Iisus Hristos, slavă Lui. Însă foarte mulți oameni refuză asta. Niciunul dintre cei prezenți în această seară la Betania nu vor refuza invitația Mântuitorului, ci cu toții vor intra pe poarta cea strâmtă, în împărăția lui Dumnezeu, unde există lumină, pace, bucuria pe care o căutăm. Acolo sufletele noastre vor fi împlinite și satisfăcute de Dumnezeu care este prezent și împlinește și satisface pe copiii Lui care se întorc, intră prin Hristos în interiorul împărăției. În al treilea rând în seara aceasta pentru mine, de ce s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos în condițiile acelea? În primul rând, de ce s-a întrupat El? De ce a fost nevoie de întruparea Lui? În al doilea rând, de ce s-a întrupat atunci și nu altcândva? Și în al treilea rând, de ce s-a întrupat în condițiile acelea și nu în altele? Într-adevăr, condițiile nașterii Mântuitorului Iisus Hristos au fost calificate de mulți ca de neînțeles, însă ele au o însemnătate foarte mare. Un împărat să se nască în iesle? Un fiu de Dumnezeu să se nască în grajd? Un copil să fie născut de o fecioară care n-a avut niciodată relații cu un bărbat? Cum este posibil așa ceva? Miracolul întrupării, lipsa de natural, de obișnuit, care a caracterizat întruparea Mântuitorului, a atras atenția asupra acestui eveniment. Dacă El se năștea dintr-o femeie care avea soț, atunci era un lucru normal. Nimeni nu s-ar fi mirat. Dacă El s-ar fi născut într-o casă ca toți ceilalți oameni, dacă la nașterea Lui n-ar fi cântat un cor de îngeri, dacă la nașterea Lui o stea specială n-ar fi străbătut văzduhul călăuzind niște oameni, dacă la nașterea Lui un înger n-ar fi venit aproape de planeta albastră să spună: atenție, vi s-a născut un mântuitor, atunci evenimentul nașterii Lui ar fi trecut sub tăcere, ca al oricăruia dintre noi. Când Eu m-am născut, n-a cântat un cor de îngeri. O stea n-a avut o traiectorie specială pe cer.
Și un înger nu s-a apropiat de planeta albastră să anunțe că se va naște un om special. Nașterea mea a fost o naștere absolut obișnuită, ca a tuturor celorlalți mai bine de 6 miliarde de pământeni. Dar când s-a întrupat El, unicul, minunatul și gloriosul Fiul de Dumnezeu, nașterea Lui s-a întâmplat într-o manieră numită de oameni ciudată, care a atras atenția omenirii asupra acestui eveniment. A atras atenția omenirii asupra acestui eveniment. În primul rând, s-a născut în condițiile cele mai simple pentru a putea să primească pe oamenii cei mai simpli. S-a născut în condițiile cele mai modeste și cele mai sărace și cele mai de jos pentru ca să-i poată primi nu numai pe cei mai bogați și cei mai culți, ci să-i poată primi și pe cei mai umili, cei mai modești, cei mai simpli și cei mai sărași dintre oameni. Să aibă acces la El oricine. Astăzi să mergi la o facultate, nu oricine are acces. Să-ți cumperi o casă mare, nu oricine are acces. Să faci călătorii multe, nu oricine are acces. Dar să primești mântuirea adusă de Cel care s-a întrupat în iesle, oricine are acces. Dacă într-o zi vei merge în iad, vei fi pentru că nu vrei să accepți mântuirea adusă de întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Dacă într-o zi vei fi în foc și te vei chinui pentru întotdeauna, asta se va întâmpla doar pentru că ai avut aroganța și nebunia să nu înțelegi că a venit pentru tine și de dragul tău să schimbe durerosul tău destin și să-ți ofere nu o altă religie, și să-ți ofere viața, omule. Să-ți ofere viața, omule, să trăiești veșnic și fericit, aici și dincolo, cu Iisus Hristos. El s-a întrupat pentru ca să te mântuiască. Și mântuirea Lui îți stă la îndemână. Ai oportunitatea să faci ce vrei cu ea. Ești responsabil de oportunitatea pe care o ai. Prin faptul că poți să spui nu sau poți să spui da. Dar indiferent ce spui, spui pentru tine și pentru viitorul tău veșnic. El s-a născut în Betleem. Betleem înseamnă casa pâinii, belșug de pâine. Mica, capitolul 5, versetul 2, cuvântul Domnului pe care l-am citit, spune: și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel. Observați unde s-a născut împăratul: în cea mai mică cetate de scaun al lui Iuda. Putea Dumnezeu să aleagă o capitală, putea să aleagă Damascul, putea să aleagă Cairo, putea să aleagă Ninive, putea să aleagă Mesopotamia, Londra, Paris, putea să aleagă Dumnezeu capitalele mari ale lumii de atunci. Însă Dumnezeu a ales un orășel de nici 1000 de locuitori, pentru ca în cea mai modestă condiție, pentru cei mai modești dintre pământeni, în cea mai săracă condiție, pentru cei mai săraci dintre pământeni, în cea mai simplă condiție, pentru cei mai simpli dintre muritori, să se întrupeze într-o manieră suficientă Iisus Hristos. El s-a născut într-un oraș mic, într-o comună, într-un sat, în Betleem. Putea să aleagă o capitală sclipitoare a vremii aceea, putea să aleagă Roma, însă Dumnezeu a ales un lucru mic pentru ca cei mici să aibă oportunitatea să vină. Ești doar un om. Folosești oportunitatea aceasta? Vrei să-mi spui că Iisus, în ceea ce te privește, a venit degeaba în lumea noastră? Nu înțelegi că este în joc sufletul tău și viitorul tău veșnic? Este problema ta și ești responsabil de sufletul tău? Misiunea mea este doar să te informez și să mă rog pentru tine, provocând în inima ta decizia de a te ridica de acolo de unde ești. Și în seara aceasta de Crăciun, probabil ultimul pe care îl mai ai, sau mai ai în față încă multe altele, să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nu mai plec de aici nemântuit. Vreau ca oportunitatea pe care mi-o oferi să o folosesc și să-mi ierți păcatele. Ai venit pentru asta și vreau, în ceea ce mă privește, misiunea ta să se încheie, să mă ierți și să mă desăvârșești. S-a întrupat într-un grajd Mântuitorul
Luca 2:16, s-a dus în grajd și au găsit pe Iosif și pe Maria și pruncul culcat în iesle. Câți dintre dumneavoastră ați permite ca copilul pe care vi-l dă Dumnezeu să îl nașteți într-un grajd, între animale, în condiții mizerabile? Câți v-ați permite să faceți asta? Ar fi umilitor pentru noi, orgolioșii care populează planeta secolului 21. Și Iisus Hristos a ales această oportunitate pentru că a privit săracii, amărâții, simpli și modeștii planetei Pământ, dorind să aibă și aceștia acces la mântuirea Lui. Cât de grijuliu a fost Dumnezeu! În seara aceasta inima mea se oprește în fața acestei iubiri. Și timp în care oamenii mă disprețuiesc, mă lovesc, mă min, mă trădează, mă înșală, mă critică, mă opresc cu o recunoștință mare în fața Lui și mă întreb: ce ai văzut tu în mine să faci asta pentru mine? Ce anume te-a determinat să vii în lumea mea? Să iei durerea pe care o meritam și să-mi oferi un alt destin? Ce anume te-a determinat să deschizi cerul închis pentru un om care nu-l merita? Doamne, în ce fel aș putea să-ți spun mulțumesc pentru planul acesta care ți-a luat 4.000 de ani și n-ai dormit și n-ai dormitat măcar o secundă, ci ai muncit la el ca să-l desăvârșești, să-l aplici și să-l împlinești pentru mine și viitorul meu? Doamne, într-o zi voi fi în cer, pentru că Tu ai venit în lumea mea, pe pământul ăsta blestemat, să schimb condiția mea de om păcătos. Acesta este un har pe care îl oferă Domnul. Eu știu că nu este pentru toți. Nu pentru că Dumnezeu nu-l oferă tuturor, ci pentru că sunt mulți dintre noi care nu-l primesc. Văd acum în timp ce privesc persoane râzând, și unii dintre dumneavoastră sunteți chiar pe la formațiile care cântați. Într-o zi am să vă invit să vă ridicați în picioare și să ne spuneți de ce râdeți. Îngăduiți-mi să fac asta data viitoare. Este ultimul avertisment pe care vi-l mai dau. Iisus Hristos și sângele Lui când este proclamat, eu nu-ți permit să râzi în timpul acela. N-am să-ți permit niciodată această nesimțire să râzi în timp în care eu vorbesc de sângele lui Iisus Hristos. Pentru că este regele care a murit pentru mine. Sunt în stare să mor pentru copiii mei și pentru soția mea. Dar mai mult de atât, sunt în stare să spun adevărul, dacă n-ai minte să-l pricepi, de dragul celui care a venit în lumea mea să mântuiască sufletul. Nu-i suficient să intri aici și să faci caz de banii tăi, de vârsta ta și de frumusețea ta. În seara aceasta aici se vorbește despre regele Iisus Hristos. Și tu trebuie să te smerești, pentru că El este rege peste tot pământul. Într-o zi vei muri, omule, și șansa de a te pocăi se va opri pentru tine. Smerește-te înaintea Domnului și pocăiește-te. Este vorba de sufletul tău. Dar dacă îți permiți să te duci nemântuit dincolo, este alegerea ta. Și ceea ce ți se va întâmpla dincolo este ceea ce meriți. Iisus Hristos nu abuzează pe nimeni. El nu obligă pe nimeni. El oferă numai o inimă însângerată și două palme străpunse. Un om încărcat cu durerea oamenilor, un sfânt încărcat cu durerea păcătoșilor, unul care merita slava, încărcat cu blestemul pe o cruce, pentru ca în seara aceasta să salte inima oamenilor iertați de bucurie și să spună: cerul este locul unde voi ajunge eu și casa mea. Pentru că în lumea aceasta blestemată a venit Mântuitorul întrupându-se printr-o fecioară ca să schimbe destinul meu. În ceea ce mă privește pe mine, să faceți ce vreți. Să râdeți cât o să vă placă. Însă în ceea ce mă privește pe mine, am să-L iubesc pe Regele Iisus Hristos. Am să fiu atent cu privire la atitudinea mea față de El și am să-L urmez. Pentru că El m-a scos din lacrimi, din tristețe, din durere. M-a scos dintr-o groapă unde ajunsesem manifestând plăcerile și instinctele mele de om păcătos. Și a murit ca să mă scoată de acolo. Și astăzi vreau să am grijă de sufletul meu și de mântuirea mea.
Vreau să fiu atent cu privire la destinul meu veșnic. Pentru că Iisus Hristos îmi spune, fii atent, veghează, ai grijă. Acesta este avertismentul celui care într-o zi a fost un prunc, dar astăzi este rege și domn și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine. Nu merit grația divină, am greșit de atâtea ori. Am greșit de atâtea ori și mi-e rușine de fiecare dată când am greșit. Și câteodată oamenii nu m-au înțeles și au vorbit rău despre mine și m-au judecat. Unul singur nu m-a judecat până acum. A judecat doar păcatul meu în moartea lui Iisus. Iar pe mine m-a lăsat deoparte și m-a iertat. Și mi-a oferit șansa să devin mântuit. În această seară, la vârsta pe care o am, la șirul de experiențe pe care mi le-au dat anii de până astăzi, sunt în stare să înțeleg că singurul care merită iubirea mea și sacrificiul meu este Regele Iisus Hristos. De nu l-ar urma toată lumea, am să-L urmez. De nu l-ar iubi nimeni, am să-L iubesc. De s-ar întoarce toți înapoi, am să mă duc înainte. Pentru că acolo este locul meu și al casei mele și al Bisericii Betania. Vă cer în această seară, frați și surori, să vă reînnoiți dedicarea pentru Domnul. Să vă împrospătați cunoașterea de Dumnezeu și să deveniți mai serioși, mai pioși, mai modești, mai atenți și mai grijulii cu tot ceea ce sunteți și faceți pentru Marele Rege, care merită nu doar atât, ci merită totul. Dacă aș putea eu să-i dau cât merită el, aș fi așa de bucuros și mulțumit. Dar sunt doar un om. Ce aș putea să-i dau cu astea două mâini? Plin de datorii, bolnav câteodată, cu dureri, cu probleme, fricos, speriat, frustrat. Ce aș putea eu să fac pentru cel care cârmuiește galaxiile și spune soarelui să răsară și lunii să vină seara? Dacă aș putea să fac mai mult pentru el, aș fi așa de fericit. Dar tot ceea ce pot să fac este să-l urmez. Și nu înțeleg de multe oricum, dar cred și-l urmez. Și sunt sigur că asta îl satisface pe el. Urmarea mea, credincioșia mea, sacrificiul meu și slujirea mea. Sunt atât de imperfecte, ca ale unui muritor, dar este tot ce pot face pentru el. Și am să le fac mereu, ajutat de Duhul Său, alături de oamenii din Biserica Betania. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, frați și surori. Lucrul cu care vreau să închei este o idee care mi se pare absolut senzațională. Ascultați-mă, frați și surori, și folosiți-vă discernământul spiritual. Fiul lui Dumnezeu, pentru a primi calitatea de mântuitor, de care avea nevoie ca să ne ierte, trebuia să nu aibă păcat. El trebuia să nu aibă păcat ca să ia păcatul nostru asupra lui, el trebuia să fie sfânt. Ca să aibă calitatea de mântuitor, el trebuia să fie sfânt. El era Dumnezeu și era sfânt. Dar venind în lumea noastră se confrunta cu o mare problemă. Atenție! Păcatul este de două feluri. Păcatul adamic, sub incidența căruia se naște orice om venind în lume. Haideți să citim împreună câteva cuvinte. Iov, capitolul 14. Iov, capitolul 14, versetul 4. Fiți, vă rog, cu maximă atenție. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Cum ar putea să iasă din Maria, care era o fecioară, într-adevăr, era o persoană cinstită, îl iubea pe Dumnezeu, dar era un om. Cum ar putea să iasă dintr-un om necurat, un om curat? Nu poate să iasă nici de cum. Psalmul 51, versetul 5. Aceasta a fost dilema lui Dumnezeu. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În pântecele mamei mele sunt sub incidența păcatului adamic. Incidență înseamnă apăsare, înseamnă influență. Probabil e cel mai bun cuvânt în limba română, înseamnă influență. Adică în pântecele mamei mele, când se zămislește ființa mea, eu sunt sub influența păcatului adamic, păcatul pe care l-a făcut Adam. Haideți să citim cuvântul Domnului de la Roman, capitolul 5. Este foarte important să înțelegem asta, pentru că va crește respectul nostru pentru grija celui care este Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 12 mai întâi. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor și orice om care se naște și 9 luni de zile stă în pântecele mamei lui, și se concepe, se zămislește trupul lui. Acolo se zămislește sub efectul păcatului adamic.
Și de când se naște, el intră sub efectul păcatului adamic. Păcatul care l-a făcut Adam vine asupra tuturor oamenilor. Mă veți întreba de ce? Dau un exemplu scurt. Imaginați-vă echipa de fotbal a Statelor Unite, care va participa la următorul campionat mondial. Ei reprezintă Statele Unite, 11 persoane reprezintă Statele Unite. Și să ne imaginăm că va juca cu Brazilia și să ne imaginăm că va fi învinsă echipa Statelor Unite de echipa Braziliei. Cum vor scrie ziarele? America a fost învinsă de Brazilia. Adevărul este, nu America a fost învinsă, ci doar 11 americani au fost învinși. Dar rușinea învingerii lor va trece peste toată țara. Și toată America va fi sub incidența înfrângerii lor. Toată America va sta cu capul plecat, sub efectul înfrângerii. Nu 300 de milioane de americani au fost înfrânți, ci numai 11. Dar cei 11 duc această înfrângere asupra la toată America. Așa s-a întâmplat cu Adam. El a fost reprezentantul lui, oamenilor la examenul lui Dumnezeu și a pierdut. A fost înfrânt. Înfrângerea lui a trecut asupra tuturor oamenilor. Și toți oamenii care se nasc din femeie, toți oamenii care se nasc pe tera, se nasc sub păcat. Dacă Mântuitorul s-ar fi născut în mod normal, s-ar fi născut în păcat. Dacă Mântuitorul s-ar fi născut ca orice om din bărbat și femeie, s-ar fi născut sub incidența păcatului. Asta nu înseamnă că relațiile dintre soț și soție sunt păcătoase. N-are nicio legătură una cu alta. Are legătură incidența păcatului adamic. De aceea Dumnezeu a găsit o soluție la această problemă. Și cuvântul Domnului ne spune. Luca capitolul 1, versetul 26. Luca capitolul 1, versetul 26. Citim cuvântul Domnului. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară? Poftim? La o fecioară. De ce? Să-i spună, tu vei naște. Poftim? Tu vei naște. Eu? Citiți cuvântul Domnului, Maria spune, nu pot să nasc pentru că eu nu știu de bărbat. Eu sunt fecioară, eu nu pot să nasc. Și acum începe minunea. Adică sfidarea legilor naturale, depășirea acestora. Acum intră Dumnezeu în acțiune. Acum trece dincolo de bariere, trece dincolo de legi. Și își manifestă cu autoritate pe care numai el o are, planul său. Trece dincolo. Așa poate să treacă dincolo când ești bolnav și medicamentele nu-și mai fac efectul. Așa poți să treacă dincolo când ai un copil care nu te mai ascultă și te face de rușine. Așa poate să treacă dincolo când nu mai ai liniște în casă și te cerți mereu și mereu și ești disperat și nu mai ai nicio soluție. Ascultă-mă, Dumnezeul pe care îl predică Biblia este un Dumnezeu care poate să treacă dincolo. Ascultă-mă, Dumnezeu poate să treacă dincolo de boala ta. Poate să treacă dincolo de răutatea copilului tău. Poate să treacă dincolo de conflictul din casa ta. Poate să treacă dincolo de orice piedică pe care o ai ca om, de orice imposibilitate umană, pentru că El este Dumnezeu și toată gloria aia Lui. El a spus, am toată puterea în cer și pe pământ. Am toată puterea în cer și pe pământ. El este Dumnezeu. Întreg universul este în degetul mic al Lui Dumnezeu. El a sfidat legile și a găsit o soluție. Și Biblia ne spune, puteți să citiți în continuare cuvântul Domnului, același capitol, versetele 34 și 35. Maria a zis îngerului, cum se face aceasta pentru că eu nu știu de bărbat? Și cuvântul Domnului vorbește prin îngerul care se apropie de pământ și spune Mariei, Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Cel prea înalt te va umbri, va fi o minune specială. Prin puterea lui Dumnezeu în pântecele tale de fecioară, se va naște, se va întrupa un copil fără o relație normală. Pentru că acest copil nu trebuie să se nască sub incidența păcatului. Dacă va avea păcat, nu va putea fi mântuitor. El trebuie să fie mântuitor. Biblia ne spune despre Hristos că n-a avut păcat. În el nu s-a găsit păcat. Dar se referă la păcatul pe care îl putea face după ce s-a născut. Însă sub păcatul adamic s-a fi născut și el ca orice om. Pentru că el a fost om când s-a născut, pe lângă faptul că a fost și Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit o soluție ca să dea la o parte păcatul adamic. Și el s-a născut printr-o fecioară. Singura persoană de sub soare care s-a născut doar dintr-o fecioară,
fecioară fiind, fără relația normală cu un bărbat, a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru ca să nu aibă nici păcatele înfăptuite de El, responsabil, făcându-se mare, dar nici să fie sub incidența păcatului adamic, care îi lua dreptul de a fi mântuitor. Și atunci a venit în lumea noastră Mântuitorul Iisus Hristos în condiție de om și Dumnezeu. Atenție! A venit în lumea noastră prin întrupare, păstrându-și condiția de Dumnezeu, dar având și condiția de om, găsind o soluție Dumnezeu să dribleze, dacă îmi permiteți, adică să ocolească păcatul adamic și să vină între noi sfânt la modul sfânt. Sfânt la modul absolut. Și a intrat în lumea noastră neprihănit, curat, sfânt și mântuitor și a putut să ne mântuiască luând asupra Lui păcatele noastre. Sunt atât de liniștit în seara aceasta. O să mă duc acasă și o să dorm în pace, pentru că sufletul meu este în mâna unuia care controlează legile. Este în mâna unuia care poate să-i spună soarelui oprește-te și soarele se va opri. Este în mâna unuia care spune valurilor mari ale oceanului, oprește-te. Este în mâna unuia care spune peștilor uriași, ai înghițit ceva? Du-te la mal și dă afară ce ai înghițit. Este în mâna unuia care poate să spună cancerului din trupul meu, stop și înapoi. Este în mâna unuia care poate să aducă copiii pierduți, pe care i-am crescut cu atâta grijă, dar probabil diavolul a folosit puținele mele greșeli ale educației, dar și răutatea lor și societatea aceasta plină de destrăbălare și mi-a furat copiii și i-a dus departe de mine și de biserică și de Dumnezeu. Dumnezeu este în stare. Pleacă acasă cu această încredere în sufletul tău. Dumnezeu este în stare. Încrede-te în Dumnezeu. Indiferent cât de mare ți este problema, Dumnezeu este în stare. Dumnezeu este în stare. Este în stare să depășească orice piedică. Dumnezeu este în stare. Dumnezeu este în stare. Are toată autoritatea. El domnește. El stă în universul acesta și face ce vrea. Viața mea este înfășurată pe degetul lui Dumnezeu. În noaptea aceasta poate spune Dumnezeu, stop Luigi Mițoi. Școală, bani, poziție, oameni, stop! Și vor rămâne copiii mei la vârsta aceasta fără tată. Și va rămâne femeia aceea văduvă și nimeni nu poate spune nu. Nimeni și nimic. Pentru că degetul vieții mele, firul de viață, este înfășurat pe degetul lui Dumnezeu. Eu sunt conștient de lucrul acesta. Vârsta mea nu-i vârsta unui om care poate să moară. Însă oamenii încep să mor, unii înainte să se nască și alții după ce se nasc, încă din prima zi, până la 100 de ani sau până la 120 de ani. În orice zi pot muri oamenii, chiar dacă sunt copii, chiar dacă sunt tineri, chiar dacă sunt adulți, chiar dacă sunt bătrâni. Dar în timpul care mai mi-a rămas, am să-L caut pe Domnul. Am să-mi deschid sufletul pentru El. Am să-L urmez. Am să devin partenerul Lui, rugându-mă, dăruind din banii pe care m-a ajutat să-i câștig și lăsându-mă la îndemâna Lui ca să mă folosească așa cum va găsi de bine. Am multe obiceiuri care strică lucrarea lui Dumnezeu. Însă El lucrează în interiorul meu și remodelează caracterul meu, scoțând afară molozul, gunoiul, garbage-ul acesta al obiceiurilor mele și vrea să mă facă o persoană distinsă, o persoană de caracter, o persoană cu demnitate, o persoană cu un comportament ireproșabil, o persoană care să iubească și să ierte, o persoană care să nu vorbească mult, să vorbească frumos, să vorbească ziditor, o persoană care să mângâie, o persoană care să continue ceea ce a început El. Știu că Dumnezeu vrea să facă asta cu mine. Sunt responsabil de această intenție a lui Dumnezeu. Și în ceea ce mă privește, mă lupt aspru cu mine pentru ca să pot rămâne în anturajul Lui. Mă lupt aspru cu mine ca să pot rămâne în dimensiunea prezenței Lui și în dimensiunea Duhului Său. Să rămân între limitele Evangheliei Lui. Pentru că atunci când se va întoarce într-o zi, nu ca mântuitor, nu ca un copil ce va merge din nou în iesle, în scutece și în grajd, va veni pe un cal alb, cum n-a mai fost niciodată cineva. Ochii Lui vor fi ca para focului și cuvintele Lui vor zgudui universul acesta. Și atunci va spune, vino binecuvântatul Tatălui meu. Atunci va fi ziua mea, atunci voi sălta de bucurie și atunci se va sfârși tot chinul pe care îl accept acum.
toată înfrânarea pe care acum mi-o permit și toată alergarea și slujirea mea, atunci se va opri. Nu credeți asta? Asta se va întâmpla cu mine, să credeți ce vreți. Dar vă spun în această seară că sunteți gata să treceți pe lângă tot ceea ce poate fi mai scump, pe lângă mântuirea propriului suflet. Fraților, ce se întâmplă că nu mai știm să plângem, nu ne mai putem sensibiliza? Ce se întâmplă că avem o inimă împietrită și rece, avem o atitudine așa de refractară la cuvântul Domnului? Nu ne mai sensibilizează nimic. Suntem cu ochii pe ceas, au trecut 12 minute, Luigi, ce se întâmplă, de ce nu te oprești? Suntem cu ochii pe ceas, cu mâna pe portofel și cu gândul la business-ul de mâine, ce se întâmplă cu noi? Unde o să ajungem noi și copiii noștri dacă nu ne pocăim într-o zi ca asta? În ceea ce mă privește, mi-am făcut datoria de dumneavoastră în această seară. Mi-am făcut datoria cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea. V-am spus adevărul pe care Dumnezeu l-a așezat în inima mea să vi-l spun. Și de aici înainte eu sunt liber. O să merg acasă și o să mă culc liniștit. Pentru că am spus tot ceea ce trebuia să spun, indiferent de consecințe. Însă responsabilitatea dumitale începe chiar acum când eu mă voi opri. Trebuie să te pocăiești, trebuie să te smerești, trebuie să te întorci, trebuie să revii asupra atitudinii pe care o ai și în seara aceasta să-ți permiți să curgă o lacrimă în cinstea celui care a venit să verse nu o lacrimă, și să-și verse sângele pentru ca să te recupereze. Omule, lasă-ți inima să fie moale în prezența Domnului în această seară. Lasă-te cerceta de Duhul lui Dumnezeu care îți face curte de multă vreme și nu te găsește acasă. Deschide-ți sufletul și lasă-l pe Duhul Sfânt să mai intre acolo unde a intrat acum 20 de ani și de atunci nu i s-a mai permis. Și lasă inima să fie deschisă înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm în seara aceasta și să ne pocăim. Este o noapte sfântă de Crăciun, este o ocazie solemnă, nu suntem decât oameni, toți ne-am luptat, dar am eșuat fiecare în felul lui. Ce vom face cu aceste eșecuri? Dacă le vom mărturisi, vom scăpa de ele. Dar dacă le vom păstra cu pretenția unor oameni care cred că sunt sfinți, într-o zi judecata lui Dumnezeu va veni peste noi. Vă rog din suflet, lăsați-mă să vă provoc. Fraților, lăsați-mă, fraților, ascultați-mă. Ascultați-mă pentru dumneavoastră și pentru binele veșnic pe care cerul vi-l oferă. Opriți-vă în seara aceasta și pocăiți-vă cu adevărat. Este o seară de Crăciun când ne aducem aminte că Iisus a întrupat. De ce? De ce, dacă nu ne putem pocăi, de ce trebuia să se întrupeze? Dacă nu ne putem smeri și nu putem fi serioși, dacă nu putem avea demnitatea, dacă nu ne putem asuma responsabilitățile pe care le-a avut El și apostolii și Luther și Zwingli și Savonarola și Wycliffe și alții, atunci de ce trebuia să se nască, de ce trebuia să moară, de ce trebuia să sufere dacă oricum a suferit în zadar? Măcar pentru mine și măcar pentru dumneata s-a meritat ca Iisus Hristos să sufere. Sunt bucuros în această seară, că mi-a dat Dumnezeu puțină minte să înțeleg Evanghelia și să o accept. Și se luptă Duhul Sfânt cu mine să mă țină lângă Dumnezeu și să nu mă lase să cad. Și în această seară am să-i mulțumesc Domnului, pentru că de-a lungul vieții am fost gata de multe ori să cad. Însă Duhul Sfânt m-a ținut acolo și m-a adus din nou la adunare și m-a lăsat din nou să mă mărturisesc și să mă pocăiesc. Și în seara aceasta sunt din nou alături de poporul Domnului de la Betania, lângă crucea lui Iisus și lângă ieslea din Betleem. Fraților, haideți în această seară să ne rugăm, așa cum nu ne-am mai rugat de mult, dar nu de dragul rugăciunii, și să ne lăsăm inima deschisă, profund deschisă, pentru ca să